Inundațiile masive au lovit puternic Grecia, țară ce se află și astăzi sub cod roșu de furtuni. Din cauza precipitațiilor abundente, pompierii au intervenit în forță ca să-i salveze pe turiști și localnicii din calea puhoaielor. Victime ale naturii nu au fost doar oamenii. Apele au rupt asfaltul, au scos pomi din rădăcini, au inundat case, curți și magazine. Totodată, 10 de vehicule au fost avariate de pietrele și lemnele aduse de torente. Unele mașini au fost luate de apă și au ajuns până în mare. Mai mult, și plajele au fost inundate și acoperite de gunoaie, iar terasele au fost distruse de viituri. Potrivit autorităților locale, în unele zone, apa de pe străzi a trecut de jumătate de metru.